ține FDGR-ul la aceste alegeri, pe județ și pe municipiu? Noi n-am făcut niciun sondaj. Asta știu. Eu zic că nu are rost, adică nu mai eu. Noi am întâlnit că nu plătim un sondaj. Au făcut sondaje liberale, au făcut sondaje altele, unde toate că nu de noi au fost făcut, nici de cum n-a fost influențat de noi, știți cum ieși cu sondajele, noi am ieșit bine și la nivel de județ și la nivel de oraș. Cât sperați că o să obțineți acum? Unde? La alegeri. La municipiu. Pe în oraș speram să obținem din nou majoritatea în Consiliu și postul de primar. Iar în județ cât mai multe. Noi acum avem 9 din 33 de consilieri. Deci măcar ăștia 9. Sau mă rog, numărul de 9, nu neapărat aceeași 9. E echitabilă 9